Da, pentru noi a fost un antrenament bun. Mă bucur că am rezistat 78 de minute, cred, în teren. Aveam nevoie de acest meci amical să nu ne ieșim din ritm și sperăm că în meciul cu UTA să nu mai arătăm aceeași față care am arătat-o astăzi și să câștigăm. Nici în vară, în amicale, n-ați prea rupt gura târgului, dar, în schimb, la oficiale, când a fost pe puncte, a ieșit bine. Da, pentru că noi facem de obicei antrenamente foarte tari și când sunt meciuri amicale, suntem cam încărcați jucătorii și e normal să nu avem prospețime. Ați luat 3, România, ce face vineri? Sperăm să câștigăm, dar după ultimele rezultate, cred că va fi greu, dar trebuie să avem încredere. Tot au fost discuții, crezi că e... Cei mai buni jucători au fost convocați la lot? Nu știu. Sincer, nici nu m-am uitat foarte atent pe lista care a selecționat domnul Iordănescu, dar dacă așa a decis, probabil că să sperăm să fie totul bine și să câștigăm. E bine că e Ali Bek acolo. Păi Ali Bek, Băluță, mai puteau vreo doi, cred, de la noi. Și la celelalte roturi sunt foarte mulți jucători de la Fadu. Da, și la tineret, am văzut și la Under 20, la Under 19, e bine, tot timpul de la Faro, de la Academia Hagi, tot timpul au fost jucători la echipele naționale și acest lucru ne face să fim mândri. Robert, un meci amical cu Cernomole Vana, Faro a pierdut 1-3, tu ai marcat golul de onoare, prima să-l felicitări. Mulțumesc mult, mie personal îmi dă multă încredere acest gol și sper cât mai repede să fac pasul la echipa mare. După ce ai fost facultat, ai luat decizii mingea în momentul. Da. Pentru că așa sunt eu, sunt un tip decis și mi-am dorit să dau gol. Cum a fost în teren alături de mulți echipieri de la junior în această partidă? A fost un meci greu, pentru că am întâlnit o echipă foarte puternică din Bulgaria, cu jucători foarte masivi, mai ales pentru noi, cei de la juniori, care nu am făcut încă pasul la seniori, să știm așa cât de cât. Dar a fost un meci foarte greu și mă bucur că am înscris. Obiectivul tău pentru acest sezon? Păi obiectivul meu este să dau cât mai multe goluri la Liga a 3-a, la principala echipă, la Farul 2, și de ce nu să fac pasul la prima echipă?